Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii România Votează. Astăzi, în platou emisiunii noastre, îl avem ca invitat pe domnul inginer Dorin Alta, vicepreședinte al Pmp Neamț, candidat pe locul întâi la Senatul României. Bună ziua și bine ați revenit la Roman 24, domnule inginer. O acțiune grea, v-ați mai detenționat față de ziua de, în care ați fost atât de solicitat în ziua de sâmbătă? Au fost foarte, foarte multe emoții și ieri a fost o zi în care am luat legătura cu fiecare participant din sală care este membru al partidului și am cerut așa un feedback, să spunem, am cerut să-mi spună cum s-au simțit acolo și cum au trăit acele momente. Bine organizat. Mulțumesc frumos. Bine organizat. Punctual, președintele statului, că știți că de obicei mai interveneau din cauza la ceea ce se întâmplă în trafic, mai întârzia, acum însă a ajuns nu, în general, domnul președinte Băsescu este punctual întotdeauna, pentru că are un program bine stabilit și încă la vârsta dumnealui se mișcă foarte, foarte bine. Mi s-a părut ușor obosit, ușor bolnav. Nu obosit, era foarte, foarte gripat, mi-a zis, a sunat și a spus. Acea tus, da, pe care o are de vreo săptămână și ceva. Nu, l-am mai văzut tusa aceea. E o răceală obișnuită, o viroză, a sunat. Foarte slăbit mi s-a părut. Nu, așa este dânsul, este un bărbat care se alimentează corect, care face sport când are timp liber și duce o viață ordonată. Bun, haideți să trecem, pentru că discursul dumnealui de jumătate de oră mi s-a părut unul extrem de încărcat de mesaje. Ca să trecem în jumătate de oră în revistă acest program al Partidului Mișcarea Populară, nu este simplu. A reușit să o facă cu bine și aș vrea întâi să ne spuneți din nou, să reamintim telespectatorilor care sunt candidații dumneavoastră, pentru că cu asta trebuie să începem, ca lumea să rămână în minte cu oamenii aceștia, să vorbim despre ei. Majoritatea au fost prezenți și pe scena Casei de Cultură de la Roman. Cine candidează la Camera Deputaților? La Camera Deputaților, la noi deschide lista domnul președinte Dulam Laurențiu Cristinel, vicepreședinte al Consiliului Județean. Care este și vicepreședinte al Consiliului Județean, Neamț. Poziția a doua este domnul vicepreședinte național Cristian Petrescu, fost ministru al turismului, al dezvoltării regionale și turismului. Poziția, membru fondator al Partidului Mișcare. Membru fondator și așa mai departe. Pe poziția a treia este colegul nostru de la Zărnești, se numește Marius Marian Bursuc. Pe poziția a patra este domnul președinte al Cotar Neamț, Confederația... Chiar nu știu ce înseamnă. Transportatorilor... E vorba de domnul Crețu? Da, domnul Crețu Mihai. Pe poziția a cincea este domnul Bighiu Silviu, colegul nostru de la Piatra Neamț. Poziția a șasea este Roman Șcanca, noastră... Președinta organizației Roman Chelmu și Elena. Psiholog. Care este și psiholog, da? Poziția a șaptea este Andrei Popa de la Săvinești, colegul nostru. Pe poziția 8-a este colega noastră de la Târgu Neamț, Didila Elena, administrator de firmă. Poziția 9-a este Laurențiu Călin din Piatra Neamț și poziția 10-a este colegul nostru, vicepreședinte județean și viceprimar al orașului Piatra Neamț. Să trecem la lista de la Senat pe care o deschideți. Domnul Bogdan Gavrilescu, exact. La Senat, Dorin Alta, al poziția a doua, veșnicul, tânărul, irepetabilul domnul Costache Lupu. Nu știam că e în relație atât de apropiate cu președintele și că îi cunoaște zbaterile sale Din 91 este cu PD-ul, PDL-ul și așa mai departe.
Președintele se cunoaște cu toată lumea. Asta nu înseamnă că domnul Costache... Mi s-a părut o relație, nu, mi s-a părut o relație destul de apropiată față și suntem faptul colegi. Că îi cunoașteți baterile pentru stoparea jafului de la Piatra Neamț legat de acea federație de echitație. Știți situația deosebită de acolo. Domnul Lupu are o luptă continuă pentru păstrarea în viață a celei așa. Pe locul 3? Pe locul 3 este doamna avocat Tatomir Alina. De unde e de la Piatra? De Piatra Neamț, da, colegă cu noi de la începuturi. Poziția 4 este Cristi Ungureanu, colegul nostru și vicepreședinte județean Neamț. Și poziția 5 este Marius Ghineț, care este consilier la municipiul Piatra Neamț, la Consiliul Local Piatra Neamț și colegul nostru. Haideți să trecem la cele în revistă, cele două poziții foarte importante, una pe care a avut-o președintele Laurențiu Dulamă și cea pe care ați avut-o dumneavoastră. Laurențiu Dulamă spunea... Toate intervențiile au fost foarte... Foarte interesante, foarte dar interesant. Eu vreau să spun că pentru emisiunea de azi aș vrea să pornesc de la acestea. Laurențiu Dulamă spunea în felul următor... Important este nu cine, nu neapărat cine candidează pentru Parlament, ci important e ca Partidul Român, Mișcarea Populară să intre în Parlament. Noi nu avem nicio îndoială de faptul că o să intrăm și o să intrăm cu un scor, cu două cifre, am spus-o și o spun totdeauna și chiar la Neamț o să fim mult peste media națională, pentru că avem o echipă foarte, foarte bine sudată și semnalele din teritoriu sunt excepțional de bune. O să fac o paranteză aici și să vă spun că în momentul în care te apuci și faci politică, aparții unui grup. Atunci când ești într-un partid, nu mai primează interesele personale a fiecărui candidat sau a fiecărui membru, ci doar interesul de grup primează. Și dacă lumea ridică mâna și votează un lucru, trebuie să ieși în fața oamenilor și să spui acel lucru, chiar dacă tu în interiorul tău ai anumit îndoieli și tu ca individ gândești un pic altfel decât grupul. Asta e democrația, ne supunem majorității. Așa, mai spunea Laurențiu Dulamă următorul lucru. Dacă nemțenii vor intra în Parlament, populația acestui județ o va duce mai bine. Da, cred că orice om care face politică și candidează pentru un loc în Parlamentul României își dorește ca oamenii care îi sunt în zonă și în speță nemțenii ar trebui să trăiască mai bine și asta ar însemna, repet, am spus-o și o repeta 1000 ori. Eu dacă o să ajung senator, nu pot să le spun oamenilor că o să aibă o viață excepțională, pentru că nu asta e rolul senatorului. Senatorul face legi corecte. Să se ajungă la o dacă vrem să trăim bine, asta înseamnă că trebuie să noi să fim la guvernare și atunci pe segmentele de ministerele pe care le ai, acolo poți să schimbi lucrurile, pentru că o putere în stat, puterea administrativă, nu trebuie să intersecteze cu puterea politică, cu presa și cu celelalte puteri din aș stat. Aș vrea să mă întorc la discuție lui Dorin Antal aici de față, ceea ce mi s-a părut mie mai interesant. Extrem de obosit după o muncă istovitoare de organizare a acestei manifestări care a ieșit foarte bine. Mulțumesc. Dorin Antal a reiterat motivul intrării în sale în politică, care este acea promisiune, leitmotivul acelei promisiuni făcute bunelului său în urmă cu vreo 40 de ani, că va intra în politică și că oricum nu-l va face de râs. Nu, atunci nu știam eu de politică. N-am spus că intru în politică. Am zis că o să ajung acolo la București în Marea Adunare Națională. Habar n-aveam atunci, la 7 ani, 6 ani cât aveam atunci, ce înseamnă politica. Politica am început să o facem după 90, când s-a instaurat democrația în România. O politică în stil, dumbovițean. Politică, fiecare cum o înțelege. Deocamdată oamenii înțeleg politica să stai la televizor și să auzi cum 2-3 cetățeni se bălăcăresc acolo. Nu, nu e asta politica. Politica este să intervii. Am spus-o de 1000 de ori și o să spun până la epuizare, până nu o să mai am voci. Fiecare om trebuie să facă politic. Politic înseamnă implicarea în comunitatea din care ești tu. Să fii cinstit, să faci lucruri corecte și o să fii ții bine și oamenilor de lângă tine. Că practic și în legile bisericești spune ca să-ți fie ție bine și să trăiești mult pe pământ. Să fie și aproape lui tău. Absolut. Am mai reținut din discursul acesta o
frază, o propoziție, stai să mă uit dacă e propoziție sau frază, eu spun că sinceritatea este cea mai îndrăzneață aspirație. Nu, 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 eu spun întotdeauna o tema mea de când eram tânăr, spun așa că sinceritatea este cea mai îndrăzneață formă a curajului. Adică nimic nu-i mai greu astăzi când trăim printre atâtea minciuni și atâta falsitate, nimic nu-i mai rău decât să fii sincer. Deci când spui adevărul este cea mai bună minciună, e o chestie, dar sinceritatea este cea mai îndrăzneață formă a curajului. Unii oameni... Este foarte greu să fii sincer fără să deranjezi. Din ce cauză? Pentru că unii oameni de multe ori nu acceptă să le spui adevărul în față pentru că astfel le distrugi niște iluzii cu care ei trăiesc. Și atunci când îi spui omului realitatea, știi, de fapt, tu nu ești chiar atât de frumos cum pari pe Facebook când îți te aranjezi câte 5 ore și îți pui poza acolo. De fapt, tu ești un pic mai strâmb, ai un ochi așa sau mai știu, glumesc acum. Dar când îi spui omului realitatea și îi spui, alo, îmi pare rău, dar... Cam ai lipsit de la orele de la școală, cam nu știi să scrii românești. Da, istoria... v-ați adresat, apoi eu trebuie să înțelegeți că am făcut esența, okay, a ceea ce mi s-a părut mie ca jurnalist cu state vechi de plată, important în ceea ce s-a spus acolo. V-ați adresat apoi președintelui Traian Băsescu spunându-i ceea ce lumea, cel puțin activul de partid din sală, o știa, că este cel mai bun om politic al momentului, dar ați subliniat faptul că este cel mai bun om, că faptul că dacă este cel mai bun om politic al momentului, el este apreciat și de dușman, ceea ce înseamnă lucru extraordinar de mare, ca un dușman să te aprecieze. Mergem, eu personal și cu echipa mea de campanie, mergem în sate îndepărtate, în sate mici, unde doar televizorul ajunge, mai rar alte chestii, ziare sau mai știu eu ce, și îmi spun oamenii, unii înjurându-l, unii, că așa în democrație, nu putem să reinventăm PCR-ul și să fim toți cu carnet roșu în buzunar și nimeni să nu fie supărat și o voie și total. Sunt oameni care spun, da, domne, nu, e așa, dar trebuie să recunoaștem că e cel mai bun om politic. Și în timpul transmisiei în direct, dacă ați urmărit comentariile astea pe Facebook, bine, asta nu știu cât pot fi luate în considerație, pentru că sunt în timpul campaniilor electorale, sunt postaci partidelor. Doamna profesor, Nu asta contează. Contează mesajul pe care l-a transmis. Deci mesajul, așa. Și acolo începuseră să ne înjure pe noi că transmiteam în direct, să-l înjure pe președinte, la care echipa noastră a scris acolo că să ținem cont că totuși este o transmisie în direct, așa cum este făcută la toate partidele politice și că trebuie să păstrăm un limbaj civilizat. Însă cu postacii e mai greu. Cui nu-i convine să schimbe? Da, da, cu postaci plătiți de partide. Mi-ați apropos, aveți postaci? Nu. La Pmp? Eu până începe această campanie electorală în care sunt candidat, aveam un cont de Facebook pe care îl făcusem prin 2010, cred, făcut special pentru cele două fete ale mele, care au spus, tati, dacă tu îi pleci mult de acasă și dacă vrei să ținem contact, trebuie să ai cont pe Facebook. E cel mai ieftin mod de Nu, ești în secolul 21. Nu, în momentul în care am început campania, mi-am deschis o pagină de Facebook. Aha. Se numește Dorin Antal, vă invit să intrați acolo. Nu o să vedeți niciun fel din jurătură, nu se cenzurează nimic, dar spre marea mea uimire, dacă nu scriu nimic aiurea și nu vorbesc rău despre nimeni, nici nu prea intră. Intră câte unul când și când lasă ceva. Eu le-am spus tuturor celor care intră acolo, nu răspundeți la violențe verbale, nu intrați în jocul lor pentru că abia așteaptă. Și au fost câteva incursiune urâte acolo, dar care au fost izolate de oameni care nu le-au răspuns. Spre finalul discursului astăzi, oameni buni, eu sunt un om cinstit, instruit, incoruptibil și așa voi rămâne. Așa, ați mai spus un lucru. Am să fiu un parlamentar al dracului de bun. N-am spus așa, doamna Ordean, am spus, fac o promisiune aici publică în fața dumneavoastră și mai ales în fața părinților mei și am arătat cu mâna către ei, erau acolo. Erau în sală părinții? Da, bineînțeles. O să fiu un senator al României și încă unul al naibii de bun. E o promisiune pe care am făcut-o, nu, eu cu necuratul mai greu.
al naibii de bun am spus, da, și asta a fost o promisiune făcută președintelui, făcută părinților mei, făcut oamenilor de acolo care mă știu de 3 ani de când s-a înființat acest partid și în permanență le-am spus că o să candidez primul pe listă la Senat. Toată lumea se îndoia că eu o să pot face lucrul ăsta. Uite că am ajuns aici. A urmat discursul celui de-al doilea om trimis de București la Neamț, discursul lui Cristian Petrescu, aflat pe locul 2 la Camera Deputaților. Acesta știm din emisiunile trecute motivele pentru care a fost trimis la Neamț, să ridice acest județ prin cunoștințele sale despre ceea ce înseamnă turismul. Și aici mi s-a părut interesant că pe pagina sa de Facebook a reușit să-și dozeze aceste sfaturi către nemțeni constituite din 40 de motive pentru care trebuie să iubești Neamțul. Un serial, un mini-serial așa cu 40 de episoade în care aduce în fiecare zi un lucru nou pentru care merită Neamțul. Și din frumusețile acestea, am văzut cheile Picazului, am văzut ridicate toate, tot potențialul acesta turistic pe care dacă nemțenii vor vrea să țină cont de ele, ar trebui să voteze partidul Mișcarea Populară. De altfel, tot în monitorul de... Noi dăm nemțenilor 1000 de motive să voteze partidul Mișcarea Populară, printre care și promovarea turismului. Monitorul ziar la care încă lucrez a avut tot zilele acestea un articol extraordinar în care vorbea despre turismul din Neamț. Un turism care, la care omul nu poate ajunge din cauza infrastructurii. Și haideți să ajungem aici și la ideea PMP-ului despre infrastructură pe care a subliniat-o președintele Băsescu în cuvântarea sa. Da, avem, domnul președinte a spus că a transmis o grămadă de mesaje mari, așa cum o face de fiecare dată. Începând de la proiectul de țară despre care eu am insistat, am rugat totdeauna pe colegii de la București, am spus întotdeauna ajutați-mă să-l aducem pe domnul președinte la Roma. Romașcanii sunt băsești. A mai fost la Roma în 2004. De mult timp 2004, mai fost. În ultimul 2004, timp a fost mai mult la Piatra Neamț și este în firesc pentru că este un oraș mai mare și este reședință de județ. Nu știu dacă e mai mare decât anul 100. Și am rugat pe toată lumea. De ce? Pentru că acolo unde merge președintele Traian Băsescu creează efervescență. Creează mediul de lucru, inspiră profesionalism. A fost oamenii, un discurs electrizant. Oamenii sunt pleacă încărcați cu energii pozitive și cu mesaje corecte de la președinte, nu ceea ce emit televiziunile, că este într-un fel, că este în alt. L-ați văzut, am insistat să vină din cele 28 de comuni minim 5 oameni. Deci în sala aia ați văzut oameni din întreg județul Neamț, din cele 28 de comuni pe care le coordonez eu aici în zona Romanului, minim 5 oameni din fiecare comună, plus municipiul sala Roman. Plină. Sala aproape plină, nu? Am văzut că scria unii arhiplină, nu? Mai erau câteva locuri. Știți, plătiți câteodată un bilet la un concert, 200 de lei, 300 de lei și se întâmplă și nu poți să ajungi la concert. O secundă, respectiv. Dumneavoastră nu v-ați confruntat cu ceea ce s-au confruntat liberalii la Neamț? Nu, că știu, nu. Nu i-a lăsat ISU să intre. Să lăsăm nu, dar vreau să spun că este important. Ei să vină într-o emisiune să-și spună postul lor. Aici suntem la emisiunea noastră. Haideți să revenim la discursul lui. M-ați întrebat ceva și vreau să merg mai departe. Cu toată oboseala și cu toate greutățile care au fost și cu astea am primit sâmbătă dimineața un telefon, nu o să dau numele, o pensionară de aici din Roman care aproape cu lacrimi în ochi îmi spunea la telefon: domnul Antal, mi-ați făcut cea mai mare surpriză din ultimii 15 ani. L-ați adus pe domnul președinte Băsescu. Hai, băsistă de băsistă. Doamna aceasta a venit în sală, la Casa de Cultură, de la ora 2:05 și a ocupat loc cu o colegă pensionară de-a dumnei ei și nu s-a ridicat de pe scaun decât în momentul în care a intrat președintele în sală și a început să aplaude și ați văzut atmosfera cu stegulețele și cu toate astea. Da. Vreau să vă spun un lucru. Prin mesajele pe care le-am transmis eu și colegii mei, ați văzut, eu am ridicat sala în picioare de câteva ori, președintele, după mult timp, l-am văzut chiar dacă era destul de răcit și așa, a luat microfonul în mână și s-a plimbat pe scenă.
dumneavoastră știți, îl vedeți cu toții la televizor, îl vedeți la întâlniri. Era după 4 întâlniri într-o zi, în 24 de ore. Era un turneu. Iași, Bacău, Suceava, Roman, Iași, avion plecat la București, emisiuni și așa mai departe. Da, deci a luat, s-a simțit foarte bine, dragi romașcani, și vă mulțumesc pentru treaba și tuturor celor care ați fost în sală. Președintele s-a simțit foarte bine și de aia a fost în vervă și a lansat mesajele respective. În mai puțin de jumătate de oră, că eu am cronometrat, a reușit să clarifice marile probleme noastre, da, ale programului de guvernare. Aș puncta, dacă îmi dați voi un pic, aș puncta aici, dacă ați fost atent, mai înainte mi-ați spus că nemțenii au multe obiective turistice, dar nu avem infrastructură. Și dacă vă aduceți aminte, președintele a punctat la un moment dat foarte elegant. Ne-a spus, noi avem printre cele mai puține cât avem, dar sunt făcute la standarde europene autostrăzile noastre, dar noi nu avem educație. Nu știu, da, dacă vă aduceți aminte. Categoric, și aici se referea la faptul că mor oameni pe autostrăzi moderne. Da. Deci problema nu este numai carnagiul, că nu avem infrastructură. Carnagiul despre de pe problema este că la Roman există bazine din not, există, dar oamenii se duc în continuare la Iași, la Bacău, că așa suntem noi, moldovenii mai ales, nu e bine așa, aici. Ne ducem la cinematograf la Iași, ne ducem la mall, nu știu ei, unde. Ei, dar cinematograf chiar n-avem la Roman. Ei, n-avem, avem aici Casa de Cultura Sindicatelor de Roman, dă filme, da. De ce vrem la guvernare? Pentru că avem treaba, a spus simplu președintele. Absolut, absolut. Avem specialiștii necesari, avem dorința de muncă, avem foarte mulți tineri printre noi care știu ce vor să facă, instruiți, care au făcut masteri, care au făcut doctorate adevărate în străinătate, nu furăciuni. Primul partid care vrea un minister la reunificării țării. Fiecare partid vrea să înființeze un minister propriu. Nu știu dacă fiecare partid vrea. Am văzut în programele că președintele marjează pe chestia asta pentru că proiectul nostru de țară este unirea cu Republica Moldova. Și dacă ați văzut, chiar a reușit ușor să-mi schimbe ideile. Dacă țineți minte la o emisiune săptămâna trecută, noi am analizat problema a ceea ce s-a întâmplat în Basarabia și cu alegerile vă referiți? Da, eu eram cu optimismul scăzut, președintele a punctat că în 6 ani România va fi... 5-6 ani, da. Așa, deci, și motiva că de la acea trecere, de la 5% în 2005, 3% în 2005, s-a ajuns la 48%. Aproape 48%. Păi am discutat aici cu Nadia, da, da, ceea ce înseamnă foarte mult. Că, de fapt, noi nu vedem chestia asta ca pe... Din contră, eu noi credem că am câștigat. Și o să vedeți un lucru pe care îl spun și l-am punctat un pic, dar ne-am agitat mult în emisiunea aia. Eu vă spun așa, acum au venit prorușii la putere în Republica Moldova. Rusia nu este acum în măsură să le satisfacă nevoile lor de zeci de miliarde de euro sau dolari, cum crede Dodon și cu Republica Moldova. Deci Putin nu o să poată să-i ajute cu nimic în aceștia 4 ani și credeți că o să se întâmple. Populația o să înțeleagă odată pentru ultima dată, poate că rusul întotdeauna promite și nu se țin de cuvânt, că da, el când promite o să vin și o să pun talpa pe țara voastră 40 de ani, atunci țin de cuvânt. Dacă însă își aducă banii acolo să dezvolte o țară, nu s-a întâmplat. Și în programul nostru continuați cu bursele pentru tinerii moldoveni. Da, bursele și cu recăpătarea cetățeniei românești luată abuziv străbunilor basarabeni. Astea au fost punctele care au crescut acea intenție de unire de la 3% la 48%. Și aici meritul este al președintele Băsescu, care a avut lângă el oameni care l-au sfătuit corect și au mers exact acolo unde trebuie. Adui pe oamenii înapoi la matcă, adui la românism, nu-i lăsa acolo cu curentul lor. Deci aduși copiii de acolo și instruiți în România. 5 minute, plus să trecem în revistă și plus faptul că foarte cum este aici la Roman Nadia Angel. Da, în fiecare an aduc copii aici. Familii din România merg în vizită la familii de acolo. Da. Și dacă vă aduceți aminte, îndemnul președintelui care a spus, eu am dublu cetățenie și cetățenie. Și, da, și vă îndemn pe toți să mergeți să mai cereți și voi, și aș vrea să trecem să toate cereți și voi cetățenie Republicii Moldova, pentru că așa o să ne unim mai ușor și mai repede. Educația despre care am discutat noi foarte mult într-o emisiune anterioară,
școlară, iată că îl îngrijorează și pe președinte, rata abandon școlar 91%, analfabetismul funcțional de care discutam și noi, aici, 42%, da? Înseamnă enorm. Noi am pus un proiect de lege și au trecut de Camera Juridică de Comisia Juridică a Camerei Deputaților, crearea de creșe și grădinițe. Cred că ăsta e primul pas prin care să începi să-ți aduci copiii înapoi la școală. Și spunea președintele, dacă vă aduceți aminte, o condiționare a ajutorului social către oameni care își trimit copiii la școală. Deci, trimiți copiii la școală, primește ajutor social. Și este posibil a fi făcut, pentru că s-a procedat la fel cu alocația și... Așa. Scăderea dramatică a natalității aici, în 2010, 16,5 milioane români. Vom ajunge, dacă continuăm așa, vom ajunge în studii sociologice. Același lucru, nu ai creș și nu ai grădinițe, o mamă se gândește de două. Ca să nu discutăm că acum nu mai avem mentalitatea de acum 26 de ani, atenție. Știm să folosim măsurile de... Atenție că papa, știți că ieri papa de la Roma a fost de acord cu iertarea avortului ca păcat, deși spune e o altă discuție, nu intrați acolo, nu, că nu o stăpâniți. Eu știu ce vreți să spuneți, nu e ok. Da, deci o femeie se gândește de 10 ori înainte de a rămâne însărcinată, n-am creșe, n-am grădinițe, n-am bani, n-am aia. De ce aș face un copil? Păi am unul, am doi, mi-ajunge. Da. Dar dacă vii și faci creșe, vii și faci grădinițe, ea știe că poate să-și lase copilul acolo și să aibă în continuare viață socială. Că altfel, cum am spus în emisiunea trecută, rămânem, ne întoarcem 80 de ani în urmă, femeia la cratiță, femeia la curățenie, sclavă familiei, bărbatul îți duce, bea, vine acasă, trage o bătaie și mai faci niște copii. Și asta nu înseamnă că am rezolvat problema natalității. Sistemul de sănătate cel mai vulnerabil aici, unde se scurg cei mai mulți bani din economie. Așa, din mafia economie. Din medicamente, da, deci, mafia când, de spitale. Momentul în care a îndrăznit să scoate proiectul de lege, au scos toți cei care sunt implicați în mafie, au scos în stradă oamenii să strige că vrea să vândă România. Da, am înțeles că guvernul Cioloș a dat aviz negativ acestui proiect de lege depus. Guvernul Cioloș face și el ce se spune, nu face ce trebuie pentru România. Vă las pe dumneavoastră ca în minutul ăsta să punctați ceea ce s-a mai părut important în discursul președintelui. Vreau să mă întorc la chestia care am spus-o, că acea doamnă mi-a făcut o surpriză uriașă. Vreau să spun, fără falsă modestie, am unul din frații mei care, fără să știe că eu l-aud, îi spunea copilului lui, nepotul meu, care are deja 18 ani și o să voteze prima dată, îi spun, fratele meu, atenție, neimplica politic, este un simplu cetățean al orașului Roman, își vede de viața lui și de meseria lui, îi spunea, te rog să mergi la colegii tăi, ăia trecuți de 18 ani, și să le spui că ăsta e un moment istoric. Voi vă puteți întâlni și să stați aproape, să dați mâna, să faceți o fotografie cu un fost președinte al unei țări. Deci, oameni buni, trebuie să începem să respectăm anumite valori dacă vrem să ne schimbăm, dacă vrem să schimbăm țara asta. Hai să respectăm președinția, hai să respectăm parlamentul, hai să respectăm justiția, hai să respectăm presa. Numai așa o să avem un stat puternic, dacă o să respectăm valorile într-un stat de drept. Vă rog frumos, urmăriți-ne cu atenție, suntem Partidul Mișcarea Populară. Ne veți găsi poziția 8 în buletinile de vot, atât la Camera Deputaților și la Senat. Luptăm în continuare pentru România. Și două puncte pe care eu vreau să le mai reamintesc aici. Mi s-a părut interesant faptul că președintele a vorbit de redeschiderea celor două canale de irigații, da, București-Dunăre, da, și Siret-Bărăgan. Asta, cel puțin, mi se pare utopic. Și mai spunea program de reîmpădurire și mai spunea Traian Băsescu, am convingere că pentru cei care ne cunosc, vom fi surpriza acestui scrutin, căci noi vom decide cine guvernează, a conchis Traian Băsescu. Președintele nostru a spus întotdeauna, când venea o perioadă mai în urmă, a spus foarte clar la televizor, eu o să vin la alcătuit, nici PSD-ul, nici PNL-ul, nimeni nu poate să facă majoritate în România. Și a spus, eu vin la discuții cu voi, doar cu mandatul de prim-ministru pe masă. Săptămâna trecută a ieșit și a spus, merg la discuții, dar nu cu PSD-ul. Asta vreau să spun. Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru interesul cu care suntem siguri că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare pe Roman 24, la un nou
ediție a emisiunii România Votează. O zi bună! Gând bun, oameni buni!